Luca, vino lângă noi. Ce facem cu neamitică, cu melodia aia, cu nevasta furioasă? Cum rămâne situația? Să vorbești foarte aproape, să ne audă și neamitică. Neamitică, tu i-ai cântat lui neamitică, eu urmează să-i cânt. Nu, eu i-am cântat lui neamitică și tu îmi cânti mie acum. Da. Eu o să cânt... De fapt, nu numai mie. Da. Pentru că, uite, acolo sunt telespectatorii de la Frumoasa, de la Balcan. Telespectatorii, așa. Pentru consătenii mei din satul Frumoasa, comuna Balcan, cărora le dedic un cântec, Dorme de satul Frumoasa. Iarăși, pentru băiatul meu din Italia, Mihăiță, i-am compus din nou pentru vărul meu. Pentru vărul meu, Mihăiță. Da. Te salut! Și tuturor comâneștenilor, tuturor frumușenilor, în special familiei mele, Mocanu, Dulcescu, Ungureanu, Tancău și toți și ceilalți, toți prietenii sunt noștri. Da. Bine, draga mea, și mai e o melodie, hai ca să le prezentăm pe amândouă, spunem ce avem noi de spus acum, mai e o melodie. Deci, una e pentru satul Frumoasă, am înțeles, da? Și una pentru și a doua... băiatul meu, Mihai, care este în Italia. Clar, am mai subliniat încă o dată. Da. Eu zic să trecem la muzică, să le ascultăm, fac precizarea că textul este scris de tine, da? Sunt create de mine versurile. Foarte frumos. Iată, se poate și așa, adică să venim cu niște texte originale, sigur, pe un folclor românesc. Muzică de cea mai bună calitate la televiziunea Favorit. Astăzi zac într-un mormânt de dorul.
acasă.